Servus, Zoltan! Bine te-am regăsit, Oana! Așa zici de fiecare dată. Și eu nu pot să-ți spun bună, Zoltan, că mă simt așa ciudat. A, bine, Servus. Atunci zic salut. A, nu pot să spui așa, e ok. Bine. Doar am eu o stare legată de treaba asta. Ne-am adunat aici astăzi. Din nou. Din nou, da. Pentru că săptămâna trecută am avut un podcast foarte interesant în care ne-am cam luat așa, am sărit la gâtul bărbaților. Da, nu numai noi și femeile, au fost foarte multe feedback-uri faine. Da. Foarte multe feedback-uri faine, în special de la femei. Așa este. Și acum, întrebarea mea legat de această chestiune, că tot am sărit la gâtul bărbaților, vreau să știu dacă din experiența ta de până acum există bărbați care chiar vor să se simtă împliniți în relațiile lor și să își împlinească implicit femeia din viața lor. Da, există. Răspund ferm și hotărât, da, există. Și știu că, într-adevăr, data trecută am avut o atitudine mai intensă, așa, legat de ce înseamnă energia masculină și mențin în continuare atâtea, nu să-mi cer iertare pentru că unii bărbați s-au simțit cu siguranță lezați. Faptul că femeile au reacționat cum au reacționat e un semn că asta este perspectiva sau cumva realitatea pe care ele o trăiesc, dar într-adevăr există și bărbați care își doresc foarte mult nu doar să aibă relație împlinită, ca să își doresc toți bărbații, dacă se poate femeia să fie împlinită prin apăsare de buton, asta toți bărbații își doresc, dar da, sunt bărbați care sunt dispuși să depună un efort pentru chestia asta, adică sunt bărbați și sunt mulți bărbați care sunt dispuși să înțeleagă mai bine procesul, să se cunoască mai bine, să se transforme ei pe ei. Da, există acești bărbați, lucrez cu ei, cu niște sute de bărbați care au această intenție. Ce este paradoxal este că bărbații respectivi sunt bărbații cu energia feminină trezită. Adică interesant. Acei bărbați care simt, cărora le pasă, care sunt curioși, deschiși, da? Aceia sunt cei care au dorința și intenția de a se transforma. Pentru că dacă ne uităm în zona de educație, majoritatea participanților la toate cursurile, nu contează că vorbim de spiritualitate sau dezvoltare personală, majoritatea sunt femei, cu excepția acelor cursuri care îți promit bani și afaceri. Adică care despre bani și afaceri, că acolo sunt și bărbați. Acolo majoritatea sunt bărbați, culmea. Dar orice formă de căutare mai profundă sau o căutare anumitei profunzimi, asta ține de energia feminină. Super. Deci înseamnă că nu e încă pierdută lupta. Nu e totul pierdut, da. Da. Ok. Ce facem cu cei care au foarte multă energie masculină? Nu facem. Are sens, n-are sens trezim cu vorba aceea. Asta este o fantezie a femeilor că o să reușească să trezească un bărbat care are mult... Atenție, nu e problema când un bărbat are multă energie masculină. Problema este când este energia lui masculină disarmonioasă. Nici bărbații cu energie feminină disarmonioasă nu sunt foarte sănătoși. Adică femeile știu că dacă au de-a face... Acum vorbesc de femeile care sunt cât de cât trezite în energia lor feminină, da? Dacă o femeie vede un pămpălău, da, care este energia lui feminină, care non-stop are nevoie de atenție, care non-stop trebuie să fie cu cineva, care nu se simte bine singur, care are tot felul de frici, tot felul de drame interioare, nu este ceva foarte plăcut și în niciun caz nu este considerat foarte masculin. Masculin, da? Am înțeles. Aici, asta este energia feminină disarmonioasă. Energia masculină disarmonioasă este acea energie bătută în cap de care am vorbit data trecută. Da. Dar undeva între ele există o combinație. Asta e primul webinar din cursul de masculinitate, da? Fiți atenți că predau. Există o combinație de energie masculină și energie feminină care sunt armonioase ambele. Adică atunci când vorbim de calități masculine, de ce înseamnă determinare, perseverență, capacitate de efort, reziliență, centrare, aspirație, da? Astea sunt calități masculine, dar nevoia de colaborare, conexiune emoțională cu ceilalți, empatia, dorința de a fi de folos, de a ajuta, care sunt tipic feminine, ele se combină într-un mod armonios. Nu contează neapărat care este predominant atâta vreme cât ele se exprimă armonios într-un mod masculin și atâta vreme cât bărbații care, chiar dacă au o componentă feminină mai puternică, adică simt, sunt mai sensibil, sunt mai receptiv, își doresc să colaboreze, își doresc să
să facă ceva împreună, atât mai cât ei exprimă asta într-un mod masculin. Și am avut ocazia să lucrez cu bărbați foarte faini pe acest subiect. Acel grup de mastermind pe care l-am pornit de pilot, experiment, să zic așa, unde lucrăm, unde lucrez cu 10 bărbați. Da, sunt bărbați care sunt de genul acesta, care la un moment dat s-au trezit, au zis, bă, ceva nu e ok, ceva nu e ok, nu poate fi problema numai cu femeia. Și asta a început în momentul în care ei au intrat în cursul de masculinitate? Nu. Nu? Bărbații care bine intră în cursul de masculinitate sunt dintr-o, bine, dintr-o gamă mai largă de bărbați. Acum o să detaliez așa câteva nuanțe. Sunt unii care ei se știu foarte deștepți și ei sunt perfecți, dar vor să vadă și o altă perspectivă ca să aibă ce să critique. Bun. Da? Este și de aștept. Cunoaștem, da? Da. Am avut ocazia, în special în webinar, să le văd chestiile astea, webinarul gratuit, că ăștia puțin se înscriu la curs, cei care se înscriu la curs își dau seama că ok, sunt acolo ceva informații care mi-ar prinde bine, oricum sunt mai deștept decât ăsta, dar măcar să văd și am eu înțeles. Așa. De obicei așa se trezesc dați afară, dar asta e altă poveste. Și deci asta e o categorie, da? Este o altă categorie care și câțiva din ăștia în cursul în grupul de mastermind sunt foarte simpatici, ăștia care sunt în energie masculină, dar așa pe muchie cu disarmonia, adică sunt mai rigizi interior, sunt mai știu foarte bine treaba, o direcție atât de clară în viață încât îi tărăsc pe toți după ei, nu neapărat îi interesează părerea altora sau femeia ce vrea, dar își dau seama că ceva nu e ok. Okay. Adică e ceva de genul, bă, eu am senzația că totul fac perfect și nu e nimic greșit cu mine, dar feedback-ul din exterior e altceva. Și atunci, deja după niște ani de zile în care zic, bă, tot același feedback e în condiții în care tot fac ce cred, și își pun niște întrebări. Este o altă categorie care sunt undeva în zona asta de, măi, am tot încercat, mie îmi place energia feminină, știu să mă conectez cu ea, dar nu reușesc nici cum să mă simt bărbat într-o relație, adică mă tot rămân eu cumva de desubt în discuții, în certuri sau anumite, nu știu, anumite situații în care ei se implicați în proces și vor să iasă bine, dar nu le iese. Okay. Și mai este încă o categorie care sunt bărbați care sunt cumva la început de drum, să zicem, și își caută cumva o direcție sau vreau să-și descopere cum e energia masculină, nu neapărat ca nu știu ce experiență. No, cam asta este plaja de emoțională a bărbaților. Paleta de culori a bărbaților care se înscriu la cursuri masculinitate. Și sugestia aceasta de a lucra cu tine, efectiv, mai mult decât o fac în cursul de masculinitate, a venit din partea lor? Păi, a fost cursul a fost dorința de masculinitate. Lor. Da? Asta înseamnă că 10 webinari în care am predat până la urmă. Da. Responsabilitatea de a lucra cu ei era la ei, da? Deci s-a terminat webinarul, ai tema de casă, ai ști ce ai de făcut, du-te și lucră. Dar știu din experiența lui cu oamenii că este foarte de mare ajutor când este cineva cu care știi că te întâlnești odată la ceva vreme și nu neapărat te trage la răspundere, dar e lângă tine. De asta am creat varianta asta de mastermind, în care ne întâlneam odată la 2 săptămâni, că acum s-a terminat deja mastermind-ul. Ne întâlneam odată la 2 săptămâni și eu le dădeam feedback pe anumite comportamente, pe conflicte pe care, adică 2 luni jumate, aproape 3 luni, a fost un sistem constant de feedback din partea mea legat de experiențele lor. Proprii. În viața de zi cu zi. Lor. Da. Și atunci asta i-a ajutat foarte mult să conștientizeze cum evoluează lucrurile, pentru că, da, poți să-ți iei niște teme de casă, le faci, și asta e mintea masculină. Am făcut temele de casă, deci ceva se va schimba. Nu e chiar așa. Și atunci schimbările au fost mult mai evidente și mai puternice pentru bărbații care constant știau de la o întâlnire la alta, știau cumva că răspund din temele lor. Da. După care, acum următorul nivel, am zis, hai să facem un grup de lucru. Aceiași bărbați au zis, bă, da, era stare așa de faină, apropo de energia feminină trezită, la ultima întâlnire de mastermind era nebun. Și am terminat, știam că urmează ceva, dar am vrut să-i chemi un pic. Și am zis, asta este, am terminat. Și erau toți, dar putem să ținem totuși legătura, grupul de WhatsApp să rămână, că așa fain era, că știai că dacă te-ai apucat de ceva, te susțin ceilalți și cumva fiecare ne-am putut vulnerabiliza în acel mediu mai restrâns. Și
Când le-am spus că m-am gândit să trecem la următorul nivel care înseamnă grup de lucru, asta înseamnă cu tabel săptămânal monitorizat, anumite exerciții, anumite tehnici, cu meditații ghidate, cu exerciții de masculinizare. Mult mai responsabil decât a fost. Și mai pragmatic, adică cursul de masculinitate, cele 10 webinari care au fost, nu știu câte, 3 luni? 3 luni, 3 luni. Da. În cele 3 luni... Mai mult. Nu, că tot la 2 să... Da, 5 luni, da? 5 luni de informații noi, un pic de tehnici, mai așa. După aia a fost încă 2 luni jumătate în care deja era despre, ok, tu cine ești ca bărbat în fiecare situație, nu mai era despre bărbații în general și ce au de făcut și tu, personal, ce ai de făcut. Și erau discuții care trebuia să dureze 2 ore întâlnire de mastermind și de obicei ziceam după 3 ore jumate. Că încă suntem acolo și acum suntem la faza în care nu bun, deci v-ați prins, știți că aveți de lucru, acum aveți încredere în proces, deja suntem la faza în care ați trecut prin multe schimbări și transformări și ați văzut rezultate. Bun, vreți next level? Mai next level înseamnă să faceți acel gen de practici pe care eu le-am făcut ani de zile. Să le facem împreună. Și atunci toți au zis, oh my god, da, cum să nu facem? Și instant a fost următorul, adică grupa de lucru care e un fel de pilot, că am de gând să fac din treaba asta o organizație mondială. Ok, pregătiți-vă că pregătiți-vă, bărbați, că venim, da. Mai ales fetele din Reflectivin. Adică ăsta a fost visul meu acum, cred că vreo 2 sau 3 ani am început un prim grup de lucru de genul acesta de bărbați, dar acolo făcusem greșeala că nu mi-am asumat rolul de lider, am crezut că grupul respectiv o să crească cumva de la sine. Și o să meargă de la sine, da. Dar eram și foarte eterogeni, foarte mare diversitate, un pic cam... Și după aceea, ca în orice grup de bărbați, au început orgoliile, mai ales când lași... Adică eu nu mi-am asumat rolul de lider, zic, băi, mergem în direcția în care zic eu. Și am zis, măi, eu inițiez chestia asta, lucrăm împreună cu toții, creștem împreună cu toții. Și m-am băgat cumva împreună cu ei. Da. Da, orice grup de bărbați o să aibă nevoie de un mascul alfa, asta a fost lecția foarte importantă. Eu am crezut că putem să delegăm o dată pe lună, să schimbăm cumva rolurile și, mă rog, erau acolo mai multe roluri, inclusiv administrative și organizatorice. Și atunci am crezut că asta o să, oarecum o să se... Că o să găsim noi de la sine treaba asta, nu s-a găsit și acum îmi asum rolul de lider în care zic, ok, eu sunt masculul alfa, eu vă zic unde mergem, cui nu-i convine, ne batem noi doi, nu e o problemă și ne hârjonim. Okay. Dar asta a lipsit și asta e pentru mine acum o experiență sau un experiment pilot și în momentul în care treaba asta iese așa cum mi-am imaginat, mă rog, în niște termeni, abia aștept să pornesc acea organizație mondială, pentru că bărbații ăștia vor fi aceia care o să poată să creeze grupuri locale de lucru. Deci nu o să fie doar că venim, dar ne și extindem. Țineți-vă. Ok, bun. Deci când am spus eu, le-am zis acelor bărbați prima dată, că nu așa, 2 ani, cred că nu, eu am efectiv despierdut în timeline de când am fost închiși în casă, dar acum ceva acum vreme. Acum 2 ani, da. Așa, cu 2 ani am avut acel grup și eu le-am spus, păi visul meu este să fac prezentarea introductivă la un congres cu 10.000 de bărbați. Deci asta e viziunea pe care am avut-o la un moment dat. Și acum când am discutat cu bărbații ăștia, că dacă tot să revenim la întrebarea care am plecat, sunt bărbați care vor să crească și le-am zis lor, le-am povestit un pic de viziunea asta și a zis, uai ce fain, abia așteptăm să fiecare dintre ei să conducă cumva grupurile pe plan local, pentru că grupurile astea, chiar dacă acum trăim în niște vremuri retardate de-a dreptul din multe puncte de vedere al societății, mă refer acum la așa zisă pandemie, chiar dacă acum nu putem să ne întâlnim, dar o să vină vremuri la un moment dat, când în momentul în care lumea se trezește odată, mama lor de gânditor, să le zicem. Filozofi. Da, filozofi. Când o să-și revină, atunci o să putem să ne întâlnim și atunci o să fie foarte important ca aceste grupuri de lucru să se întâlnească fizic. Și să lucreze împreună, să facă anumite exerciții, anumite tehnici. Bun. Hai să mergem în concret. Ioi. Că sunt curioasă. Ok, bărbații au avut deschiderea și au vrut să facă ceva ca să se simtă ei, în primul rând, bine să fie ei ok cu ei și apoi în relațiile lor. Cu ce probleme au venit către tine?
pe ce au lucrat concret, că poate sunt unii dintre bărbații care ne ascultă, poate se identifică sau poate trec și ei printr-o asemenea experiență și au nevoie de... Dacă nu, femeile sigur se identifică. Cu siguranță. Asta da. Atunci le dăm, cum să zic, tips and tricks amândurora, ce și cum să facă. Da. Păi, problemele principale în relația bărbaților care sunt gânditori și cât de cât deschiși este că, doamne, dar nu înțeleg. Asta este o problemă existențială a noastră, a bărbaților. Okay. Nu înțeleg. Recent m-am tot uitat la stand-up comedy și mi-am recomandat un tip stand-up comedy care în mai multe ocazii vorbește despre femei. Și de acolo am mers în diverse zone și îmi dau seama că în subconștientul colectiv există această percepție și cumva, pentru că funcționăm foarte diferit, există această senzație că femeile nu au o logică anume, că noi bărbații suntem mai lucizi. Chiar unul dintre cei care făceau glume pe tema asta zicea că, zice, bărbaților, regulă foarte importantă, nu intrați în dispute. Deci nu intrați în dispute, pentru că noi suntem cu un handicap. Deci noi suntem cu un handicap legat de acest subiect al certurilor. Pentru că la noi discuția chiar trebuie să aibă un sens. Da. Și culmea este că, culmea este că această percepție, cum că noi avem o logică și o claritate, este teribil de greșită. Că de aici pornesc toate problemele. Da? Și anume, faptul că femeia este conectată la lumea emoțională, ea are informații de acolo pe care foarte greu le structurezi, pentru că partea emoțională, partea care se ocupă de toate informațiile astea care țin de lumea emoțională, funcționează la o viteză mult mai mare decât partea rațional, cognitivă, așa cum o știm noi, care e creierul nostru secvențial. Da. Okay. Și atunci, ele foarte greu pot să pună în cuvinte acele lucruri. O dată, doi la mână. Ce să-i zici unui bărbat, cum să-i explici unui bărbat că atitudinea ta este deranjantă? Mm-hmm. Știi? Și zice, dar ce e deranjant la atitudinea mea? Tonul vocii tale, for fuck's sake, de exemplu. Da. Dar ce ton am? Înțelegi? Adică nici măcar nu-și dau seama de ce se petrece în ei. Nici de aici, pentru ei nu are sens. Adică nu are nicio logică ce spui că ție nu ți-a convenit că eu n-am luat pâine. Dar care e problema că n-am luat pâine? Și nu înțelege că femeia îi zice, tu, dar ai promis că iei pâine. Și mare lucru, el nu înțelege că e vorba de atitudine, că e vorba de ignoranță, că e vorba de neseriozitate, lipsă de asumare. Da, și nu înțelege. Lucru în sine. Da. Și atunci, aici este un joc foarte interesant și majoritatea bărbaților, asta e problema principală cu care se confruntă bărbații. Uh-huh. Pe de o parte, tot din subconștientul colectiv, din secole, ne-am poziționat superior, femeii, și în același timp suntem radical bătuți în cap vis-a-vis de ce vine de acolo. Știi? Adică aici asta e problema. De aici ești deja o groană de nuanțe. Uh-huh. Dar asta este conflictul și cu asta se confruntă mare parte din bărbați. Cei care se trezesc sunt cei care își dau seama că ceva nu înțeleg. Da? Nu înțeleg, deci Exact. Uh-huh. Adică, măi, îmi dau seama că, bă, iubesc femeia aia, îmi place de ea, bă, ceva nu e ok dacă ea e veșnic nemulțumită. Față de alții care nu o să trezesc niciodată și zic, na, păi ai tu proiect că ești veșnic nemulțumită. Așa este, pentru că energia vieții înseamnă creștere, evoluție și tu stagnezi. Și tu ești mort. De? Și atunci, bărbații care au acest... cumva se face o breșă, știi? În care începe să intre ceva un pic de lumină și îi zic, bă, pe și mie nu mi se pare că există o problemă, dar feedback-ul de la femeie constant este că ceva nu e ok. Mă, ceva tot nu e ok, dacă nu altceva nu e ok cum am ales-o, știi? Dar tot ceva nu e ok din bine. Partea mea. Da. Și asta e problema fundamentală cumva, de la care evident că se derivă. De ce nu face sex cu mine? De ce ajungem să ne certăm? De ce niciodată nu mă susține și tot timpul este pe contră? De ce în anumite momente poate să fie super afectuoasă și mă simt un zeu și alte ori brusc dintr-o dată sunt desființat și nu mai sunt nimeni? Știi? Uh-huh. Astea sunt derivații cumva din același ansamblu. Okay. În care femeia funcționează într-un fel, bărbatul într-un fel și noi avem nevoie să începem să vedem niște luminițe de acolo, să intre un pic în întunericul minții noastre masculine. Și ce
le-ai dat de lucru. Care au fost temele de casă? Oh my god, deci aici... Hai să vedem ceva așa mai interesant, nu? Sigur? Ceva fără... Da, vrei eu vreau. Să fie ceva interesant, păi, bine. Le păi dăm interesant. Un pic exemplu, așa din casă, nu tot. Legat de faptul că ajungem sau nu ajungem să facem sex. Ah, da. Asta este o problemă masculină. Chiar dacă majoritatea... Deci majoritatea bărbaților nu se discute chestia asta în relația lor de cuplu. La nivel de subconștient colectiv este foarte clar că aici toate glumele sunt despre momentul în care te-ai căsătorit, relație pe termen lung, no more sex. Și atunci pentru mulți bărbați, că noi având până la 100 de ori mai mult testosteron decât voi femeile, pentru noi chiar e o problemă. Da. Dar nu se discută chestia asta. Dar în asemenea contexte ajungem să discutăm și despre asta. Și, de exemplu, una dintre temele de casă a fost să urmărească să cultive o stare de intimitate fără intenția sau obiectivul de a ajunge la sex. Wow! Adică să învețe să se bucure de proces, să învețe să se bucure de orice moment alături de femeie, chiar dacă nu este neapărat, nu o să se ajungă acolo. Și asta a fost o revelație pentru majoritatea, pentru că majoritatea erau ce ziceam, wow, ce fain îi, adică ce fain îi să te bucuri de femeie, nu neapărat să ai, nu să ai un obiectiv către care trebuie să mergem. Culmea este că majoritatea a avut parte de mai mult sex decât înainte. Pentru că foarte greu înțeleg bărbații ce înseamnă siguranța emoțională pentru o femeie, ce înseamnă acel preludiu care începe cu câteva zile înainte, care începe poate de la începutul relației și s-a stricat între timp. Alt exercițiu a fost legat chiar de control. Adică asta deja știm bine că lumea nu stă foarte bine, lumea masculină, cu controlul pe partea sexuală. Da. Și atunci au fost exerciții care să-i ajute să aibă mai mult control, să se poată bucura mai mult de proces și se pare că femeile se bucură și ele foarte mult de asemenea proces. E win-win până la urmă. Da. Au fost alte lucruri care țineau, de exemplu, de simțul umorului sau să nu mai ia lucrurile atât de în serios, să nu mai dramatizeze atât de mult, pentru că majoritatea bărbaților pun foarte mare presiune pe ei legat de performanța lor. De aici vine o încrâncenare și din încrâncenarea respectivă vine o tăiere a unor resurse emoționale, de unde vine lipsa de performanță și este o spirală din asta în jos. Și atunci majoritatea dintre ei a avut teme de casă pe subiectul ăsta al, ok, citește bancuri, învață să glumești, fii mai relaxat, să-și repete anumite lucruri care să-i ajute să se relaxeze, să nu mai pună atât multă presiune pe ei și fiecare dintre ei au devenit în anumite aspecte mult mai relaxați și mai liniștiți propriilor viață. Bun, deci înseamnă că în momentul în care vom ajunge internațional, o să existe o înflorire a bărbatului, a femeilor. O să fie înflorirea într-un final. Și pentru bărbați, cred că e... sunt curioasă cum s-au simțit ei în tot procesul ăsta. Care a fost feedback-ul lor către tine? Așa, pentru ei este foarte greu. Deci pentru natura masculină care este pusă pe competiții obiective și rezultate, este foarte greu ca la finalul zilei să nu mă critic că n-am obținut anumite lucruri. Este foarte greu și aici multe femei care... Te critică bărbații mai mult decât o facem noi femeile? God, deci n-aveți idee. Ok. Asta știu că programarea noastră biologică de mascul alfa este că eu n-am voie să recunosc că am slăbiciuni, că am defecte. Dar de ce mă deranjează când femeia mă critică este pentru că eu oricum fac o grămadă de lucruri ca să-mi depășesc slăbiciunile și problemele și oricum mă critic și eu destul pe mine și nu mai am nevoie și de critica ta. Asta vorbesc acum de bărbații cărora le pasă. Da? Aia cărora nu le pasă, aia oricum sunt indiferenți sau pur și simplu au nevoia să reducă femeia la tăcere, nu au nevoie să o împlinească. Numai vorbim de bărbați care totuși cărora le pasă de femeie. Da. Bărbații cărora le pasă de relația lor, de femeia de lângă ei și măcar își pun întrebarea aceasta de ce trebuie să mă tot sâcâi, știi? Ei oricum au o presiune pe ei și oricum noi bărbații avem nemulțumirile noastre legate de cariera noastră, legate de unde am ajuns la vârsta la care suntem și asta e, cum zic, nu puteți să vă imaginați voi femeile cât de prezent este în noi chestia asta. Mulți dintre bărbații pe care aveți lângă voi care au o stare din asta de exemplu, încep să le se refugieze în Facebook-uri, în jocuri pe calculator, în televizor, în băutură. Foarte mulți bărbați ajung, atenție, este un proces, nu scuze, o explicație, ajung până acolo pentru că nu au găsit soluția să se îndrepte către visele lor, pentru că să ajung acolo pentru că ei
nu se simt că ar putea mai mult, simt că există ceva dincolo de ceea ce au reușit ei să facă și nu găsesc soluția. Și atunci neputința cumva îi închide treptat, treptat în niște obiceiuri de genul acesta de refulare. Și aici deja sunt niște mecanisme ale masculinității pe care foarte puțină lume le înțelege, cu atât mai puțin femeile. Adică femeia care este conectată cu energia vieții și zice, bă, trebuie să crești. Și bărbatul care nu este conectat cu energia vieții este ok, dar încerc într-un mod care necesită foarte mult efort, foarte mult consum interior. Am senzația că frunza aia ar trebui să crească dreaptă, n-ar trebui să crească dreaptă. Nu crește dreaptă, frunza aia crește în toate direcțiile posibile și tu vrei să o îndrepți. Și noi avem o luptă din asta care ne consumă enorm de mult. Și la fel e valabil pentru femeile care sunt în energie masculină disarmonioasă. Mm-hmm. Acele corporatiste tunse scurt la costum, care sunt cu umerii lăsați, cu spatele cocoșat, uscate, efectiv uscate, cu realizări excepționale pe plan profesional, dar cu sufletul stins efectiv. Mm-hmm. Și acum, dacă mergem în zona masculină, care noi mi-am zis că vocea aia mai interioară nu o avem chiar așa, știi, că femeile alea mai se trezesc din când în când, din măcar unele, dar la noi bărbați e puțin mai greu, pentru că nu avem vocea aia. La noi vocea interioară ar veni dintr-o aspirație foarte înaltă, ar trebui să avem un ideal către care să mergem și atunci am avea conexiune cu vocea interioară. Dar mai așa, bărbații nici n-au auzit de așa ceva. Adică ce aia, varianta mea cea mai bună e din dezvoltare personală. Mm-hmm. Dar foarte puțin bărbați au acea voce interioară care îi mână către o variantă mai bună a lor. Interesant. Deci chiar e un zbucium pentru voi. Nu, ne ușor. Camia a fost foarte dulce la un dat când mi-a spus, ea tot studia și la un dat a venit la mine și mi-a zis, Zoltan, eu abia acum îmi dau seama că voi chiar vă este greu cu noi. Și se vedea, cred că pe fața mea, așa un zâmbet cât tot capul meu. Și la câteva secunde, fracțiuni de secundă după, zice, dar să nu crezi că o să-mi las jos standardele pentru că am înțeles că este asta. Nu, dar cred că din partea ei venind a fost A fost liniștitor, știu ceva, măcar... Că cineva te înțelege. Măcar mi-înțeles buciumul, măcar mi-înțeles buciumul. Și mă depinde, îți dai seama că depinde de femeie, depinde de bărbat, depinde de ce relații au construit, dar fiecare dintre noi, până la urmă, avem această energie a vieții, noi, într-o formă sau alta. Noi, bărbații, ne conectăm foarte ușor pe energia vieții prin femeia de lângă noi. Și dacă vrem într-adevăr să cultivăm sau să rămânem conectați cu această energie a vieții, va trebui să rămânem conectați cu femeia de lângă noi. Ma, energia vieții nu este despre soare și plajă și apă călduță în care să faci baie non-stop. Așa și îți pică fructele coapte lângă tine. E o utopie la care visăm. Nu este caz. Dar nici nu ar fi cazul, știi? Da. Visăm, dar energia vieții este acea energie care acum este soare și e foarte fain și mâine este o furtună de a de ți acoperișul și ți-l zboară și face parte din același proces. Și bărbații nu vor să accepte chestia asta. Se adaptează bărbații mai greu la procesul ăsta sau îl înțeleg mai greu față de femei? Auzi, chestia asta cu predicția vremii, care nu funcționează, da. De cine crezi că a fost inventat? De femei? A fost inventat. Știi? Adică noi încercăm să prezicem cum o să fie vremea ca să ce? Nu poți dimineața când te trezi să te uiți pe geam și să zici, oh my god, e frig, hai să mă îmbrac? Nu, eu trebuie să știu de dinainte cum să mă îmbrac, ce haine se iau cu mine. Dude, în orice zonă mergi, există niște temperaturi între și între. Acum, că vrei tu să fii super eficient și pragmatic, să prevezi totul, să nu cumva să iei două haine, să iei doar o haine, asta e o chestie idiotă masculină. Pentru că femeia ce face, se uită pe geam și zice, uai, ce fain e afară, astăzi mă îmbrac așa. Știi? Nu, bărbatul zice de o seară înainte, zice, ok, mâine oarecum o să stai puțin să văd unde merg, cum merg. Păi nu, știi, aia nu e energia vieții, aia e energie moartă. Și culmea că noi încercăm să prezicem vremea de niște ani, de zile și nu ne iese. Da. Și apropo de cum e mintea masculină, de exemplu foarte bun, un prieten povestea că are un amic care lucrează pe, nu știu care vârf, unde este centrul ăsta de cercetare meteorologică, previzionalizare asta foarte faină. Un pic, și l-a întrebat, ce fii atent, zi-mi sincer, cât la sută din cazuri nimeriți bine predicția vremii? Zi sincer. Și el a zis, mă, cam 40%. Zice, bă, dar fii să fii atent, că atunci ar putea să... Deci voi calculați ce trebuie să iasă și dacă ziceți exact invers, nimeriți 60%.
Da. Așa e? Da. Și ăla zice, da, da, nu putem face chestia asta pentru că avem dovezi științifice pentru ea 40%. Really? Adică, înțelegi cât de bătută în cap e chestia asta? Adică tu îți dai seama de niște ani de zile că nu-ți iese ceva. Dar tu zici, nu, că astea sunt metodele științifice și atunci așa funcționează. Păi cum poți să zici că așa funcționează că nu-ți iese? Știi? No, asta e mintea masculină. Și cu asta au de-a face femeile în relația de cuplu. În care vine bărbatul și zice, da, da, eu m-am gândit că așa trebuie să facem. Și vine femeia și zice, da, eu n-am chef. Păi, dar n-am discutat ieri. Păi da, ieri am discutat, dar astăzi m-am uitat pe geam și mi se pare că vremea s-a schimbat și nu mai am chef. Știi? Și bărbatul zice, dar am stabilit, ești instabilă? Nu, nu sunt instabilă, ci pur și simplu viața nu funcționează așa cum ar vrea mintea masculină. Și atunci, nouă, ne este foarte greu să înțelegem că noi suntem în disarmonie, nu femeile. Okay. Înțelegi? Că noi încercăm să reconstruim lumea după niște șabloane mentale rigide. Și bărbații care ajung la cursul de masculinitate și care încep în orice formă să se dezvolte, așa, își dau seama că ceva nu e ok la modul în care eu văd lumea, așa, să înțeleg mai multe, ceva e ascuns acolo. Da. Nu vorbesc de aia care merg la cursul de seducție, deci aia păi sunt altă specie. Da, da. Da, aș vrea să-i lăsăm undeva pe o insulă. Departe, acolo și sunt cu lăcățel. Așa. Dar vorbim de bărbați care încep să studieze, că sunt curioși, sunt cei care își dau seama că ceva îmi scapă. Da. Păi asta am vrut să lămuresc cu tine și să le transmitem și femeilor că nu, bărbații au început să facă ceva în sensul există ăsta, să le înțeleagă. Da. Știi da. Care e culmea, de unde a venit și încă un curent cumva de dezvoltare? Faptul că bărbații mergeau la cursuri acum câțiva ani pentru că business. Da. E destul de evident. Și o fac adică, în continuare. Dar ceva s-a creat o schimbare undeva. În continuare, asta e specific. Mersul, adică da. Eu am niște obiective, tu trebuie să mă duc la un curs care să-mi zică cum să-mi bifez obiectivele. Da? Asta este mintea masculină. Dar ceva s-a schimbat pentru că au început să vină bărbații și să apară bărbații, altfel cursuri din astea un pic mai feminine, să zic așa, în ghilimele, pentru că foarte mulți care au mers la un consultant de business sau la un terapeut sau au clacat, știi, cineva i-a întrebat, dar relația de cu taică tău cum e? Și am ajuns un pic la traumele din copilărie. Da, mulți dintre ei au ajuns să-și dea seama că, bă, ceva. Adică nu pot să zic că-s bine, mă, ceva nu e ok. Știi? Adică atâta vreme cât nu obțin rezultatul pe care mi le doresc, apare o formă de conflict, de suferință, de neînțelegere cu cei din jurul meu. Am feedback-uri din mai multe părți că ceva nu e ok în felul meu de a fi? Poate ar fi bine să încep să cercetez și apoi a apărut din ce în ce mai multe lucrări și scrise de bărbați, doamne, îți mulțam, care zic, bă, ar fi bine să te uiți puțin la ce se petrece în tine, că nu e ca în filme. Și atunci, în ultimii ani, da, a apărut această deschidere în care bărbații nu mai merg doar la cursuri de business, o să rămână preferatele lor, evident, dar merg și la cursuri din astea în care își asumă că nu o să înțeleagă nimic, că trebuie să simtă, că nu o să aibă o schemă la final, ci o să aibă o direcție, că nu o să aibă temă de casă de ce ai de făcut, ci o să aibă temă de casă de ce ai de observat. Da, asta e cel mai dificil. Crânșen. Îmi aduc aminte acum de cursanții din Back to Yourself și câte discuții am avut cu cei care erau super agitați și presați că, dar eu n-am făcut, dar eu nu pot, dar nu mi-ating deadline-ul și relax. Femeile sunt mai relaxate din punctul ăsta de vedere, dar am întâlnit încrâncenarea asta așa și zbuciumul ăsta puternic. Da, n-am terminat cursul, dude, nu era obiectivul să termin cursul, obiectivul era să faci exercițiile. Păi da, am făcut exercițiul, dar nu pot să trec la următorul meu. Păi nu, trebuie să mai iei exercițiul ăla, nu mai faci odată. Dar până cât, de câte ori trebuie să fac? Da. Până ți iese? Da. Zoltan, mulțumesc tare mult pentru clarificările astea. Eu sunt convinsă, adică eram convinsă și acum și mai mult că există o șansă pentru toți bărbații. Da, există o șansă pentru lumea asta. Da, pentru lumea asta și îi apreciem pe bărbații de lângă noi, într-o formă sau alta, chiar dacă avem și momentele noastre în care suntem nemulțumite. Atât de fain bărbații ăștia, atât de fain. Sunt adică convinsă. Știi cum noi bărbații ne uităm la diversitatea feminină, care este prin formă, în special se remarcă diversitatea feminină. În același timp,
foarte puțini bărbați sunt care conștientizează diversitatea pe care voi femeile o descoperiți prin conținut, nu prin formă. Da. Prin felul lor de a fi, adică no, eu sunt din mai simțitor de felul meu, din ăștia care simt și care mă conectez, așa m-au format traumele mele și după aceea am învățat să controlez chestia respectivă, să o folosesc într-un mod constructiv. Dar pentru mine este fascinant să descoper complexitatea acestor bărbați și profunzimea la care aspiră și toate, așa, tot sufletelul lor care se zbate acolo să crească. Așa. Vă putem considera așa mici copii care vă bucurați? Nu ne puteți considera, așa suntem. Ok. Dacă puteți să acceptați chestia, să fie mult mai ușor. Eu mă refeream ca mici copii în sensul, în modul în care vă bucurați, știi, de reușite, știi? Așa te văd pe tine și sunt convinsă că și printre ei sunt unii care fac la fel. Bine, de altfel și noi ne bucurăm ca niște copii, noi femeile, în diverse situații. Da, interesant este că, deci bancul ăla cu care e singura diferență între băieței și bărbați, prețul jucăriilor. Singurul lucru care crește la un bărbat e prețul jucăriilor. Se schimbă mare lucru. Am înțeles. Dar să știi că totuși creștem și, într-adevăr, modul nostru de a crește e foarte diferit, dar creștem și când creștem, să vedeți ce fain o să fim. La cât mai mulți bărbați fain. Asta e dedicația mea pentru podcastul de astăzi. Zoltan, mulțumesc încă o dată. Și îți mulțumesc, Ana.